Salutare! Acum nu știu ce să vă spun. Am primit o comandă de unboxing, ca să zic așa. Soția mea a făcut comandă la cutia asta. Mai corect să spun aceasta. Nu știu ce este în ea. Mi-a spus, ia și fa unboxing. Și o să fac unboxing, să vedem ce e. E o cutie surpriză așa pentru mine. Senso Pro, fragil. Ia să vedem. Bineînțeles că mi-am luat scula magică în care sunteți obișnuiți. Da? Ia să vedem. Ce surprize ne oferă cutia. Da. Culoarea spune totul. E o culoare pentru mine nedefinită. Vedem acum ce avem aici. Ia să vedem. Un aparat și cu un afișaj, cu grade Celsius. Aha. Încălzitor de wax, adică de ceară. Ok, o să vedem ce e cu el. Aici avem, presupun că wax, adică ceară, în toate culorile. Ia să o punem aici. Să vedem ce mai avem în pachet. Niște ulei. After wax. Adică după ce folosești ceara, folosești uleiul. Din câte îmi dau seama, este un aparat de epilat. Da? Și aceasta este ceara pe care o folosim la epilat. Presupun că nu o să folosesc. Eu nu o să folosesc niciodată aparatul. Dar mi-a făcut totuși plăcere să desfac pachetul. Da. Ia și fă unboxing la cutie. Ok, haideți să vedem. Unboxing-ul l-am făcut. În prima fază. Haideți să vedem ce avem aici, o grămadă de ceară. Să vedem ce avem mai departe. Un aparat care are un mâner, așa. Nu știu dacă sunt butoane. Și să vedem ce e înăuntru. Cum se deschide. Cum se deschide. Aha, e sigilat. Da, o să-l pun aici într-o parte. Să vedem ce mai avem. A, instrucțiuni de folosire. Manual de utilizare. Ecran digital, lumină de notificare, temperatură plus minus. Văd că are 200 de W, alimentat la 220 de volți. Ok. Bun, nu știu ce să vă spun mai departe. O să încerc să-l bag în priză, să văd dacă face ceva. Da. În primul rând să-l desfacem. Să-i desfacem sigiliul de aici. Așa. Mai are unul pe partea cealaltă, din ce am văzut. Corect. Așa. Bun. Acum. Am scos capacul. Și aici avem ce? Aha.
Avem un recipient. O găletușă. Din metal, presupun. În care ce credeți? Punem ceara. Mi-e și frică să-l bag în priză. Dar o să încerc să fac lucrul acesta. Mi-e frică să nu-l stric. Asta era ideea. Dar totuși o să-l bag în priză ca să vedem dacă funcționează. O să pun câteva biluțe de-astea de ceară. Sper să nu fac vreo prostie. Urmă să mă aleg cu, în ghilimele, cu retur, să mă duc să cumpăr altul. Dar sper să nu. Haideți să punem aici un cablu. Ia uite, are aici mufa. Aha, se aude ceva. Hai să-l punem la o temperatură mai mică, să nu stric ceva. 50 de grade. În mod normal. De ce am apăsat? Acum ar trebui să se încălzească toată partea de aici de jos. Așa cred. Dar cum pornește? Aha. Da. Se încălzește. Haideți să punem și recipientul. Aici vedeți cum, din ce observ eu, crește temperatura. 60, 61, da? Hai să punem niște ceară de asta. Ceară depilatorie. Aha, ok. Să punem câteva biluțe în aici. Să vedem dacă se topesc. Ajunge. Ajunge că și văd aici niște spatule pe care presupun că le folosești să-ți pui ceara pe picioare sau pe unde mai ai nevoie. Ia să vedem. Văd pe 87, 90. Nici nu știu ce temperatură am setat, dar aici e cald cât de cât. Presupun că ar trebui să se topească ceara. Așteptăm puțin. Ia să vedem. Sper să nu stric. Trebuia să-i pun capacul? Hai să-i punem capacul. I-am pus capacul. Să așteptăm un pic, să vedem dacă se topește ceara, să vedem cum funcționează. Aha, s-a topit. Ia uite. S-o
pun pe mână. Eu știu. Să vedem, ia. Cred că așa funcționează. Nu m-am epilat niciodată, dar o să încerc acum. La 50 de ani încep să mă epilez cu ceară. Ia să vedem. Bine, trebuie să rămân fără păr. Cum se face? Se trage? Cred că funcționează. Mi-a luat părul după aici. Da. Deci așa funcționează, da? Chiar uite. Da. Bună jucăria. Dar nu pentru mine. Cel puțin. Acum sper să vă fi fost de folos ce am făcut eu aici. Am făcut-o un pic în joacă, dar chiar și așa. Sunt niște informații destul de bune, zic eu. Vis-a-vis de produsul acesta, care probabil pe fete le scutesc niște bani făcând lucrul ăsta acasă, pentru că e destul de scump să te duci la epilat. Și atunci un aparat de genul ăsta te ajută. Acum, nu știu ce să fac cu ceara pe care am pus-o aici. O las acolo. Să se răcească. Da. Încă o dată, mulțumesc pentru că mă urmăriți. Sper să-mi dați un like, un share. Și chiar dacă a fost, încă o dată spun, în spirit de glumă, eu cred că a ieșit totuși ceva. Depinde de voi. Dacă vă place, îmi dați un like. Dacă nu vă place, îmi dați un share. Iar dacă amândouă, îmi dați un subscribe. Hai, o zi bună! Mersi mult!